Crescătorii de porci din Europa au fost lăsați să se descurce singuri în actuala criză. Epidemia de peste porcină africană, scăderea exporturilor și lipsa forței de muncă nu au înduieșat Comisia Europeană, care consideră că nu este momentul să intervină în sprijinul fermierilor. Așa că unele state au decis să ia propriile măsuri de ajutor, mai ales că industria cărnii de porc aduce importante venituri la buget. În Franța, guvernul tocmai a aprobat un așa-numit plan de salvare, iar pentru asta pune la dispoziție numai puțin de 270 de milioane de euro. Banii ar urma să fie folosiți pentru a susține fluxul de numerar al crescătorilor de porci, afectați de creșterea costurilor de producție. Fără acest ajutor, o treime dintre crescătorii s-ar putea închide în perioada următoare, a argumentat ministrul francez al agriculturii. Planul financiar al executivului include o primă componentă care trebuie achitată în următoarele săptămâni, prin intermediul prefecturilor. Este vorba despre un ajutor de urgență de până la 75 de milioane de euro pentru crescătorii care au rămas fără numerar. Acest ajutor va fi de fapt un cec de 15.000 de euro pentru fiecare dintre fermele eligibile. O a doua componentă mai mare de maxim 175 de milioane de euro ar trebui să vină mai târziu după o aprobare din partea Uniunii Europene. Ministrul a explicat că acești bani ar ajunge la fermieri din luna aprilie. În fine, o a treia componentă financiară înseamnă că producătorii vor beneficia de scutiri de taxe de până la 20 de milioane de euro. De partea lor, crescătorii de porci din Franța spun că banii sunt mai mult decât bineveniți, după ce în ultima vreme au înregistrat pierderi de 440 de milioane de euro. Situația a apărut în vreme ce Europa produce în prezent prea mulți porci, ceea ce se traduce prin prețuri cu 10% mai mici decât anul trecut.